Hei, salut și bine te-am găsit! Într-o lume epuizată de combustibili fosili, panourile solare pot oferi o soluție durabilă la problemele noastre energetice. Dar vin și cu câteva probleme. Pentru una, fermele solare sunt masive și trebuie să fie amenajate undeva care are multă lumină solară. Acum, dacă am avea doar o masă mare de pământ neutilizat, care este garantat în fiecare zi de lumina soarelui, am putea descoperi un întreg deșert de panouri solare? Asta ar fi suficient pentru a alimenta întreaga lume? Cu ce fel de probleme am putea să ne confruntăm? În doar 6 ore, deșerturile lumii primesc mai multă energie solară decât întreaga rasă umană consumă într-un an. Dacă am descoperit doar 1,2% din deșertul Sahara în panouri solare, am putea profita de această putere pentru a satisface nevoile energetice ale întregii lumi. Nu ar fi însă ușor. Cum am depășit obstacolele geopolitice și financiare implicate? Și cum ar putea acest proiect să schimbe complet climatul deșertului? De obicei, o fermă solară este construită pentru a preveni modificările mediului, chiar dacă am construit una în Sahara, aceasta ar putea provoca unele modificări proprii. Dacă am căptușit podeaua deșertului cu panouri solare uriașe, ar dubla precipitațiile din regiune și ar crește acoperirea vegetației cu aproximativ 20%. Sună puțin incredibil, nu? Nisipul saharian are o culoare neobișnuit de ușoară, ceea ce înseamnă că tinde să reflecte multă lumină și să se încălzească în aer. Dacă am acoperit nisipul în panouri solare întunecate, ar însemna că va fi absorbit mai mult soare, iar temperatura solului va crește. Aerul mai cald crește în zonele din atmosferă unde este mai rece, iar umiditatea de acolo se condensează și cade ca ploaia. Înainte de a-l cunoaște, una dintre cele mai extreme clime de pe Pământ va suferi o transformare semnificativă. Așadar, dacă aceste panouri solare nu vor oferi soluții de energie durabile, dar vor adăuga și vegetație atât de necesară în cel mai mare deșert al nostru, atunci ce așteptăm? Nu ar trebui să fim deja acolo construind aceste lucruri? Ei bine, este puțin mai complicat de atât. În primul rând, este minunat să produci suficientă energie pentru a alimenta lumea, dar trebuie să-ți faci griji pentru cum vei ajunge la toată lumea. Cel mai probabil loc în care această energie ar călători în primul rând este în Europa. Exportul de energie durabilă ar face lucruri grozave pentru o mulțime de economii africane, dar ar avea mijloace pentru a o face? În prezent, rețelele electrice din Africa nu sunt foarte fiabile și au nevoie de linii electrice de aproximativ 800-3000 de kilometri pentru a ajunge acolo unde au nevoie. Transportul energiei electrice pe distanțe lungi duce la pierdere de energie de până la 10%, ceea ce înseamnă că un proiect deja scump ar fi și mai scump. Și de unde ar veni toți banii? Africa găzduiește câteva guverne instabile, de genul care ridică câteva steaguri roșii destul de mari cu investitori de proiecte de mai multe miliarde de dolari ca acesta. În plus, acesta va fi un proiect pe termen lung, așa că vor exista o mulțime de piese mobile. Mai multe țări ar avea să fie implicate și oricare dintre ele ar putea vedea pe parcursul anilor o schimbare a peisajului politic care ar perturba sau pune capăt întregului lucru. Oricât de mare ar fi acest proiect, probabil mai întâi ar fi bine să îl încerci la scară mică. Poate că panourile solare ar putea fi folosite pentru a alimenta unele sate mici africane și pentru a ajuta la răspândirea accesului la electricitate, dar acesta este un subiect pentru un alt This Life. Îți mulțumesc pentru vizionare și dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să distribui, să vadă și prietenii tăi. Și cel mai ajutător lucru ar fi să te abonezi. Salut!